oh, 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 I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh. Eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Așa cum v-am mai spus în clipurile astea, ceea ce privește sexualitatea, eu mă ocup de educație sexuală pentru adolescenți. Și astăzi, cred că este al treilea sau al patrulea clip despre educație sexuală, haideți să căutăm niște întrebări și să răspundem. Am găsit aici niște întrebări. Hai să vedem ce întrebări. Care este cea mai sigură metodă de protecție? Cea mai sigură metodă de protecție este abstinența, normal. Pentru că nu ai cum să te îmbolnăvești dacă nu faci sex. Dar sunt foarte multe metode contraceptive. În primul și în primul rând, prezervativul. Folosiți-l pentru că vă salvează viața. Hai să vedem a doua întrebare. Care este cea mai des utilizată metodă de protecție sexuală? Cea mai des, eu sper din tot sufletul să fie prezervativul, pentru că vă protejează de orice fel de boală și de o sarcină nedorită. O altă întrebare. Te poți îmbolnăvi dacă faci sex oral sau anal? Absolut, da. Sunt foarte multe herpesuri care se pot lua cu sexul oral. Și să nu mai vorbim de sexul anal, care este exact ca sexul normal și se transmit foarte multe boli. Hai să vă citesc aici ce scrie. Potrivit unei statistici din anul 2000, realizate în Statele Unite, deci acum 17 ani, jumătate din cele 19 milioane de cazuri noi de BTS se înregistrează la categoria de vârstă între 15 și 24 de ani. Dintre aceștia, 35% erau infecți cu virus papiloma, virus uman. De asemenea, 18% din cazurile noi de ACA, de HIV, adică de SIDA, se înregistrează în rândul categoriei între vârsta de 13 și 24 de ani. Deci, deschideți ochii mari, așa, deschideți și luați-vă prezervativul cu voi. Nu vă mai fie rușine, nu este o rușine să cumperi un prezervativ. Vorbește cu mama ta, cu tatăl tău, pentru că este important să vă protejați. Mai bine, sau eu știu, dacă mama și tata nu vrea să vorbească cu voi sau vă e rușine sau vă e frică sau nu vă lasă, vorbiți cu un prieten, cu o soră, cu o mătușă, cu cineva, trebuie să găsiți în viața voastră un punct de refer care să vă poată ajuta să nu greșiți, să nu rămâneți gravide la 13-14 ani, să nu luați vreo boală, pentru că viața este un dar și trebuie să îl prețuiți și aveți grijă de voi. Nu vă mai fie rușine și eu mă adresez acum și părinților, pentru că multe persoane mă urmăresc care deja sunt părinți. Vă rog din suflet. Nu, ieșiți din mentalitatea aia, sexul nu se face până nu te însori sau te măriți, sexul nu se face până la 18 ani, copiii noștri fac sex, asta este răspunsul care eu vreau să vi-l dau, copiii noștri fac sex, la 14, la 15, la 16, nu știu, nu e asta problema, problema e să vorbiți cu ei, o iei pe fită, îl iei pe fită și spui, bă, băiatule, faci sex, sunt niște riscuri și niște probleme de înfruntat. Dacă nu folosești prezervativul, ia la mama aici un prezervativ, ține-l în buzunar acolo, că dacă prostul sau proasta aia cu care o să faci sex sau nu o să faci, nu are, pentru că știu că te doare sufletul să-i spui copilului tău chestiile astea, dar trebuie, este necesar să vorbim cu copiii noștri ca să nu plângem după aia, că vine cu burta la gură sau că a luat vreo boală pe care nu o să poată să mai... din care nu poate să se mai facă bine. Vorbiți cu copiii voștri, ieșiți din mentalitatea greșită, pentru că copiii ăia ai voi și tot o să facă sex, chiar dacă nu vă spun. Mă lua căldurile. Că mă agit. Haide mai departe.
Când poți face sex neprotejat? Eu zic că sexul neprotejat se poate face când ești sigur 100% că partenerul tău este sănătos, adică cu analizele în mână tu și el. Numai așa, altfel cum pot. Sau, pentru că nu trebuie să mai ai încredere în nimeni pe pământul ăsta. Fiți egoiști în ceea ce privește chestia asta. Nu poți să știi că nu s-a dus cu altul sau nu s-a dus cu alta. Aveți grijă de voi. Fiți responsabili de viața voastră. Pentru că e important. Asta nu înseamnă că nu ai respect sau nu ai încredere în cine stă lângă tine. Înseamnă să te iubești întâi pe tine și pe urmă restul. Pentru că în viața noastră, persoanele pe care le iubim sau facem sex sau așa, intră și ies din viața noastră. Nu e întotdeauna ăsta este pentru toată viața. Nu știm niciodată în viață dacă o să fie pentru toată viața, dar tu trebuie să te protejezi. Următoarea întrebare, ia să vedem. Cât de mare este riscul de a rămâne însărcinată chiar dacă folosești corect prezervativul? Foarte puțin, nu există. Prezervativul este 100% numai dacă nu se rupe, dacă nu iese în momentul în care faceți actul sexual. În rest e 100%, numai astea mici riscuri ar putea să fie să se găurească sau să... Altfel e o protejare totală. Hai să vedem ce spune ăștia. Când este utilizat corespunzător, riscul unei sarcini dorite din cauza prezervativului este de 3%. Dacă însă nu este folosit constant și corect, riscul crește. Pentru a limita riscul, poți opta pentru mai multe variante de contracepție. Prezervativ, pilule contraceptive, de exemplu. Haideți să trecem mai departe. Bine, am vorbit într-un clipuleț despre metode de contracepție, o să vi-l las pe aici pe undeva, în infobox sau nu știu unde eu. Dacă ești gay sau lesbiană, mai este nevoie să te protejezi? Absolut, da. Transmiterea bolilor nu are sex. Nu, trebuie să te protejezi în orice mod. Nu are importanță orientamentul ăsta sexual. În momentul în care există un act sexual între două persoane, trebuie să te protejezi. Că ești gay, că ești lesbic, că ești hetero. Nu are importanță. Important să te iubești. Eu vă spun întotdeauna, iubiți-vă, aveți grijă de voi, pentru că nimeni nu vine la ușă la voi să vă spună am eu grijă în locul tău. Tu singur cu viața ta, cu sănătatea ta, te poți proteja de boli, de ceva ce nu, de ceva ceea ce tu nu vrei, indiferent de orientamentul sexual. E important să vă iubiți. Iubiți-vă întâi pe voi, iubiți-vă cu ceilalți și aveți grijă. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like și părinți, vorbiți cu copiii voștri. Demonstrația de dragoste cea mai mare după pământul ăsta, să fiți alături de copiii voștri care încep o viață sexuală, să nu-i lăsați de izbeniște, așa, să fiți lângă ei. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao!